duminică la România Te Iubesc. Vom vedea o anchetă semnată de Paula Herlo. Bine ai revenit, Paula. Bine v-am regăsit. Hai să aflăm cu toții despre ce anchetă este vorba de această dată. Ne-am întors la o investiție făcută în timpul pandemiei, de fapt mai multe investiții, când autoritățile au luat decizia să construiască niște spitale de campanie pentru cazurile medii, ușoare și grave. Aceste spitale de campanie au costat foarte mult și, teoretic, dacă ar fi fost făcute bine, ar fi trebuit să le mai putem folosi încă 10 ani. Îmi amintesc perioada în care tot apăreau acele spitale modulare, cred da, că se numeau? Din containere, da. Și care au fost folosite punctual, s-au dat foarte mulți bani pe ele și acum ce sunt lucrurile? Acum ruginesc, acum sunt cimitire de containere și am încercat să înțelegem rețeta risipei în România și asta o să vă arătăm duminică la România Te Iubesc. Cum știe statul român să risipească 20 de milioane de euro și cum nimeni nu se face vinovat? Ați descoperit situații de genul ăsta peste tot în țară? Sunt două mari, am luat în discuție două mari spitale, cel de la București, construit lângă podul Pipera, și cel de la Iași, construit la Lețcani. Cel de la Iași a fost și cel mai scump, a costat 10 milioane de euro în final după penalități, dar contractul a fost pentru 13 milioane de euro. Un spital care ar fi trebuit să aibă 200 și ceva de paturi, dintre care 104 de terapie intensivă. El a fost instalat în 2020, cred că în luna iulie, dar niciodată n-a fost folosit la capacitatea lui maximă, pentru că a fost prost proiectat, prost asamblat, pacienții înghețau de frig, aparatele se defectau, existau niște ventilatoare aduse dintr-o altă țară, ventilatoare de marca Ventilator, adică s-a discutat foarte mult pe subiectul ăsta pentru că ateiștii nu știau această marcă și 10 dintre ele s-au defectat atunci, în primele zile de folosință. Astăzi spitalul este în conservare, în grija ISU, și nimeni nu mai folosește nimic din el, adică 10 milioane de euro sub cheie, containerele ruginesc, aparatura ieșit din garanție și noi toți rămânem cu paguba. Dar cum, am o curiozitate, cum au ieșit la iveală aceste nereguli? Ați mers voi să puneți întrebări sau s-a întâmplat ceva care v-a dat de gândit? Eu am mai făcut o anchetă pe subiectul ăsta în 2021. Am luat atunci la verificat mai multe achiziții din pandemie, inclusiv aparatura cumpărată de Unifarm. Și mi-amintesc că atunci m-am dus la Iași și în ziua în care am ajuns la Lețcani, ploua în spital. Pur și simplu, era apă pe jos și toată lumea se întreba de ce plouă în spital. Și atunci am încercat să înțelegem ce s-a întâmplat, cum s-a făcut această achiziție, de ce până la urmă au acceptat să plătească un spital care nu respecta cerințele din contract. Și ni s-a răspuns atunci că e o anchetă în curs la DNA. Am aflat același lucru 4 ani mai târziu, sau 3 ani mai târziu, că e o anchetă în curs la DNA. E încă în curs. S-a întâmplat nimic, adică... În toată povestea asta, care a fost lucrul care te-a șocat cel mai tare? Cel mai tare m-a șocat comparația între banii cheltuiți pentru aceste spitale și fondurile alocate din donații de Asociația Dăruiește Viață pentru două modulare, unul la Elias și unul la Neamț. La Neamț vă reamintesc că secția de terapie intensivă a ars în pandemie, în noiembrie 2020, și în regim de urgență Dăruiește Viața a construit acolo o secție de terapie intensivă pentru că nu se mai puteau face operații, nu se mai puteau trata pacienții în stare gravă. Ei, cele două modulare construite de un arhitect, adică proiectate de un arhitect care știe să proiecteze spitale și făcute cu toate circuitele, cu fluide medicale, filtre de oxigen și așa mai departe, sunt astăzi în foarte bună stare, tratează în continuare pacienții în stare gravă la Neamț, secția de terapie intensivă din spital, nu s-a deschis nici acum. M-am emoționat foarte tare când am ajuns la Neamț, pentru că medicii erau după o gardă foarte grea și îmi povesteau că în acel modular fusese stabilizat un pacient care suferise un infarct și toată noaptea l-au stabilizat și dimineața l-au trimis la Iași și acolo i s-au montat stenturi și astăzi este în viață. Mă întreb ce s-ar fi întâmplat dacă nu exista acel modular construit de oameni din donații? Ce s-ar fi întâmplat cu el și cu zecile de pacienți, sutele? Din păcate știm care, cu toții dacă acești bani ar fi fost folosiți cu cap, da? Banii statului român, banii noștri din taxe, noi astăzi am fi avut niște spitale modulare care puteau să servească pentru relocări de secții, ca asta sunt. La Elias, de exemplu, modularul construit de Dăruiește Viața, astăzi este secția de terapie intensivă, de primiri urgențe, pentru că secția de primiri urgențe din spital e în renovare. Deci noi n-am fi putut folosi de ele dacă ar fi fost făcute cum trebuie.
Ați aflat despre nereguli de genul ăsta și bănuiesc că ați mers să vorbiți cu autorități. Da, au motivat în vreun fel situația asta? E o pasare de responsabilitate de la unii la alții, ca de obicei, și cu trimitere la instanță. Adică, concret, la Pipera, spitalul a fost proiectat, gândit, construit în timpul fostei administrații. Actuala administrație susține că nu există documente pentru el, că n-a fost construit cu documente legale și speța se judecă la Curtea de Arbitraj. Vor trece foarte mulți ani până vom înțelege cine, de fapt, e de vină pentru această risipă. Dar există și, de fiecare dată te întrebăm asta când vii în platou, pentru că vrem să încheiem discuția cu speranța că se poate face ceva. Există soluții? Eu cred că, cel puțin în privința modularului de la Pipera, care, de fapt, n-a fost un spital modular, a fost o organizare de șantier transformată foarte repede în spital, de aceea nici n-a putut servi scopului până la capăt. Cred că acele modulare ar putea foarte bine să servească oamenilor fără adăpost, pentru că ar putea fi locuințe pentru oamenii aceștia pe timpul iernii sau pot fi folosite de Direcția Județeană pentru Protecție Socială, Direcția de Protecție Socială a Primăriei. Ele pot fi folosite doar că nu, până când nu se vor termina litigiile, până nu vom înțelege al cui e de fapt. Pentru că acum se pasează. Compania de consolidări este în lichidare, primăria zice că nu are documente să-l preia. E o pasare așa de vină de la unii la alții, până când nu vom înțelege cine de fapt proprietarul acelor containere nu vor putea fi folosite. Partea proastă este că au început să crească buruieni în saloane. Adică tare mă tem că va ajunge pur și simplu o grămadă mare de containere ruginite. Total inutilizabile. Da. Până la momentul în care îi dăm de cap. Da. Mulțumim frumos, Paula. Și eu vă mulțumesc și vă aștept duminică la România Te Iubesc. Așa face, mulțumesc. Avem România Te Iubesc. Nu uitați în fiecare duminică de la ora 18 pe ProTV și pe Voio.